Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Minecraft la perfectul simplu, fraților! Trebuie să învățăm să vorbim românește corect! Fiera de al naibii să fie... Bă! Da! Pentru aceia dintre voi care sunt abonați de-ai mei mai vechi, pentru aceia dintre voi care ați urmărit... pentru aceia dintre voi care ați urmărit prima mea serie de Minecraft modat pe acest canal, probabil că v-ați trăit deja în evidență ceva din inventarul meu în acest moment. Mi-e foame. Așa. Am observat că nenii ăștia care fac Resonant Rise nu au mai actualizat mod pack-ul de ceva vreme și am observat de asemenea că comunitatea asta de Minecraft modat a început ușor să se concentreze pe 1.7.2, ceea ce înseamnă că 1.6.4 a ajuns într-un punct către final, să zicem, da? Cu alte cuvinte, lucrurile s-au stabilizat. De ce mi-a răstu așa? Nu prea-mi convine. Mă rog. Lucrurile s-au stabilizat. N-o să mai fie update-uri, mă gândesc eu, sau dacă vor fi update-uri, poate că vor fi mici update-uri de stabilitate, chestii de genul ăsta. Oricum, nu update-uri de moduri noi sau lucruri mai complicate. Așa că am zis că este cazul, fraților, să introducem în acest modpack un mod pe care îl doream de foarte, foarte mult timp. Și pe tine. Și pe tine, zi bine, cred, sper. Așa, a început să plouă, super. Și anume, Doggy Talents. Mi-a luat 2 minute jumate ca să vă spun treaba asta. Hai să ieșim afară. Înainte să ies afară am nevoie de un băț. Am nevoie de un băț. Vreau un băț, te rog frumos. Mulțumesc. Ok. Hai să ieșim afară. Ce este Doggy Talents pentru aceia dintre voi care nu știți? Doggy Talents ne oferă posibilitatea să transformăm lupii, care devin, mă rog, îi putem domestici, îi facem căței, să îi transformăm în niște căței mai inteligenți, ca să-i zicem așa. Putem să-i facem niște căței cu atribute speciale, cu, mă rog, să fie mai, sunt puțin mai inteligenți, sunt puțin magici, o să vedem imediat, dar există o setare în config, da? Care îți permite atunci când te spawnezi într-o lume nouă pentru prima dată, cu acest mod instalat, îți permite să ai două chestii mari și tari în inventar, o emblemă, o vedem că scrie Command Emblem, da? Și un Doggy Charm. Doggy Charm îți permite să îți dai practic direct un cățel din ăsta șmecher, din prima, fără să te mai chinui să cauți un câine prin sălbătice și treburi de genul ăsta. Și adevărul este că este un câine magic ăsta al nostru, băiatul ăsta al nostru de aici. Deci chiar merită să-l aducem din prima, fără să stăm să căutăm ca tâmpiții după lupi în sălbăticie. Și emblema asta, care faci click dreapta pe ea, dă cu un fel de bulgăr de zăpadă, aproximativ. Ăsta dacă nimere un inamic, ia să vedem, mai e scheletul acolo, mă? Nu mai e scheletul, pot să dau cu bulgărul în ăștia? Nu ești, mă, a, uite, nu te vedeam, nu hai să găsim un inamic. În ideea că poți seta cu acest bulgăre de zăpadă, ca să zic așa, poți seta o țintă. Și cățelul nostru o să se ducă să atace acea țintă.
Numai că am uitat eu o chestie, trebuie să-l setăm să fie un pic mai agresiv. Cu un băț normal, clic dreapta pe el, vino mă în coamă, unde te duci mă, vino mă să-ți dau cu bățul în cap mă, așa. Clic dreapta pe el, o vedem o interfață imensă. Primul și primul lucru, îi dăm un nume. Așa că, bă, băiatule, bine te-am regăsit, mitic al nostru. În al doilea rând, îi punem de aici să fie puțin mai agresiv, da? Zice că în acest mod câinele tău te va urmări, da? Deci va merge în continuu după tine și va ataca orice te atacă pe tine sau orice ataci tu, da? Asta vrem să fie. Obey others, îl punem pe true. Modul ăsta trebuie să fie activ, mai ales dacă îți moare, spre exemplu, netul. Dacă îți moare netul, în momentul ăla tu nu mai ești cu numele tău logat în Minecraft, tu ești cu Steve, da? Și trebuie să vină totuși cățelul și după tine, nu? Așa, și avem o grămadă de plusuri, care fiecare plus este pentru o altă abilitate a lui. Ce mă interesează pe mine mai mult și mai mult? Mitică, hai la tata. Grup, nu, ce? Aoleu, astea-s comenzile de pe hartă? Da, trebuie să schimb comenzile astea. Așa, ok, o să trebuiască să schimb comenzile astea, nici nu știu ce să le schimb. Mă rog, ce ziceam? Aș fi vrut cu emblema în mână să te pun să stai jos. Așa, stai jos, măcață, sufletul tău. Nu mai știu, A era de la agresiv și 49 cred că de la foame, dacă nu mă înșel. Are 22 de viață, vedem acolo sus. Așa. Pe mine mă interesează, din aceste abilități, unii ești mai. Black Belt-ul îi crește critical-urile, dacă nu mă înșel. Improves critical hit rate, half a heart for every level plus an extra heart when you master it. Deci critical hit-urile. Nu cred că are ceva de genul direct damage. Cred că damage îi crește pur și simplu odată ce îi crește nivelul. Așa. Mă interesează ăsta. Hellhound. Practic îi permite să aibă un fire damage, da? Și în momentul în care ajungem la nivelul maxim, care este nivelul 5, vedem că ne zice acolo dog immunity to fire. Deci o să fie complet imun la foc, poate să pice și în lavă și n-are absolut nimic. Vreau asta. Și cred că o să-i bag eu prima dată în asta, maxim. Am ajuns la nivelul maxim, da? Ok. Așa, și din moment ce este un Hellhound în momentul ăsta, da? Este nivelul maxim, eu aș zice să-i schimbăm și textura în textura noastră clasică pentru mitică. Ți-va, mă, băiatule, bă! Ți-va, mă, de dai tu din codița aia acolo, mă, mâncați să ajungi ochii ei, dă-i roșii, mă, băiatule, mă! Uite-te, mă, la el, mă, ce amărât e! Hai, vină după mine, hai! Așa, bravo, tate, bravo! În sfârșit îl avem și noi pe mitică după noi, fraților! Trebuie să-i dau niște cărniță. Sunt curios dacă, nu mai știu, dacă mănâncă vită crudă sau trebuie să-i coc vita. Nu știu, vom vedea noi pe parcurs. Hai la tata, hai la tata. Nu te băgăm, mă, pe acolo, mă, mărâtule, mă, hai da. Vii? Ia să vedem, știi să intri în casă. Stai ca capsoman, mă, uite și tu la el, uite, stă pe afară. Așa, o fi bine, mă, în capul tău acolo. Hello, hai, vii? Nu vrei să vii? Ești nașpa? Putem să-i facem un doghidor? Putem să-i facem un doghidor? Uitai. Vai, ce întuneric pe aici, fraților. Ia să vedem noi cum reușim să ajungem înapoi acolo sus. Pac. Opa, așa. Poate ceva de genul ăsta. Bă, și dacă îți fac ție aici o gărică, știi să intri pe aici? Sau ești mai înalt de un bloc? Uite-l, mă! Cât de tare! Bravo, tate, bravo, bravo. Singura chestie care mă irită imens, imens la modul ăsta
este faptul că trebuie să am această emblemă în mână ca să funcționeze comenzile. Urăsc, urăsc treaba asta. Nici nu vă puteți imagina cât pot să urăsc treaba asta. Înainte, în... când am jucat noi ultima dată cu Mitică? 1.8.3? Sau 1.4 ceva? Nu mai știu. Oricum, nu aveam chestia asta. Deci, mi se pare că exista emblema de comandă, dar nu era neapărat necesar să o ai în mână ca să funcționeze comenzile. Ei, stați așa să scot aici, că mă enervează. Opțiuni. Nu de aici, nu? Da, nu de aici. Am nevoie să mă duc în controls. Ia să vedem, fraților. Să-mi iau aminte. Map writer. Downshape. Astea două trebuie să le schimb. Next waypoint group. Next map mode. Super. Deci nu vreau neapărat. Pe adopt. Ce altceva pot să dai eu, mă? Page up. Page down. Perfect. Bun, și asta înseamnă că acum nu o să mă mai irite cu asta, nu? Ok. Ce fac, mă? Ai picat pe podea. Ah. Da, se teleportează lângă mine dacă dau săgeată dreapta? Da. Ok. Deci după săgeți, practic. Săgeată în sus îi spun să se ridice și să mă urmărească. Săgeată stânga îi spun să... Nu știu, să-și vadă de treabă, probabil dacă îl pun în wandering mode. Săgeată jos îl pun să stea, să șadă. Da? Păcat că stă prin podea. Mă rog, asta e altă problemă. Așa, și săgeată dreapta îl pun să se teleporteze la mine. Da, mă cam edită faptul că trebuie neapărat să am asta în mână, dar asta este ce să-i facem. Bun, dacă tot l-am adus noi pe Mitica acum, hai să ne vedem de treabă. Ăsta a rămas aici de data trecută, se încarcă ușurel, nu ne grăbește nimeni. Da. În cel din urmă poate că o să putem să mai punem una de asta aici, vedem pe parcurs. Ce vreau să fac astăzi? Păi, în primul rând vreau să fac, domnule, un cufăr, dacă reușesc eu. Da, bine că le-am luat pe toate. Pentru cufăr. Nu zic bine. Nu-mi cer scuze, nu cufăr. Vreau să fac unul din ăsta. Hai să vedem ce avem posibilitatea în materie de rucsăcele. Avem posibilitatea asta din Darkcraft, da? Care, așa cum ați văzut și voi, poate fi upgradat. Nu mai știu până la ce nivel, în schimb. O să trebuiască să ne jucăm cu ăsta. Avem backpack-urile, da? Dacă ne ducem noi acum... backpack-urile din modul backpack, da? Care astea sunt foarte mari, da? Unii e mă la standard, asta cred, da. Pentru care avem nevoie de o grămadă de piele și ață și cred că asta o să fie salvarea noastră în momentul de față, mai ales că avem iară s-a făcut întuneric. Uite-l, mă, cum iezi el prin găurica lui pe acolo, mă, mai ales că avem foarfecele astea, da? Deci ne putem permite, sper din tot sufletul, mâncați-a și dinții tăi, să nu te dai la oile mele că te mănânc. Așa, hai să ieșim de aici. Voi trebuie să aveți și voi iarbă ca să vă crească pielea? Sper că nu. Așa, deci ne-am luat de acolo. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Avem ață, o grămadă. Ok, nu mai știu ce am pus aici la... Unici, mă. Nu mai știu ce am pus noi aici. Vrăjitori, a? Da, am pus vrăjitori pentru că ăia, năruși aia mici, mă enervau. Păi, în genii. Bineînțeles ce se putea. Hai, Mitic, tata, hai cu tata. Uite-l, mă, cum intră el prin găurica lui pe acolo, mă. Mor. De ce ești, mă, sub podea, mă, animalule? Așa, domnule, ce ziceam de din astea?
Bun, și hai să vedem aici cum ne iese nouă șmecheria. Deci am zis că pac, pac. Așa, și avem nevoie de 8 pentru fiecare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asta e singura modalitate, nu? Și dacă mă duc Chemical Decomposer. Ok, deci au scos chestia aia să faci dintr-un mic unul mare. Nu zic că e rău, dar... Nu știu, întotdeauna mie mi s-ar fi părut normal să poți face dintr-un rucsăcel mic un rucsăcel mare, dar să-ți dea și un bonus. Pentru că, practic, în rucsăcelul mic bagi 8 bucăți de piele și după aia în ăla mare, în rețeta veche, băgai tot așa 8 bucăți din astea de bound leather sau cum s-ar chema ele. Și mi s-ar fi părut normal, dacă tot bag 8 bucăți de bound leather și un rucsăcel mic, atunci dăm și sloturi mai multe, nu doar fix cât era unul mare. Am zis că îl bag aici, nu? Ok. Și să-i dăm drumul. Minimă câte 3 odată, cred că da. Ok. Bun, deci am pus acolo pentru două rucsăcele. Acu. Ia să vedem noi aici la Darkcraft-ul ăsta dacă putem noi să mai upgradăm o dată șmecheria asta. Force Pack Upgrade. Force Ingots. Mi-a spus să vii la un moment dat cu o rețetă specială de Force Ingots, dar uite că nu mai mi-aduc aminte, din păcate. Deci am zis că... Ok. Piele și o grămadă de lână. Ok. Pac, pac. Ne luăm și pastea de aici, le facem repede în lână. Ok. 1, 2, 3, 4, iarăși. Așa. Și să vedem, domnule, dacă ne iese șmecheria. Pac, pac, pac. Hai să vedem ce se întâmplă cu încă unul din ăsta. Cred că avem de din de toate, nu? Ok. Stați așa să-l golim, că mi-e frică. Parcă văd că mi se întâmplă chestii. Ce, mă, băiatule, mă, ce, mă, ți-o fi foame? Bă, uitară, am să-ți dau de mâncărică, mă, ia, mă, ia. Raw beef, hai să-ți dau ăsta de porc. Porc vrei, nu? Fii atent aici. Mi se pare că aveam și un bowl pentru tine. Vai, cât am nevoie de fier, am nevoie de fier. Nu vrei tu să-ți dau direct? Mâncate-ar, tata. 92. E. Tu-i, mă, une... Bă, nu mă... Mor, lume, vină-mă înapoi, mă. Vină-mă înapoi, mă. 120. Aha, deci 120 e maxim. Am înțeles. Bun. Ce ziceam că facem? Uite-ai, așa, aici. Bun, deci dacă pun eu force pack-ul ăsta, acilea... Și ne ducem noi aici. This unique upgrade serves to increase the storage capacity of force packs by 8 slots per upgrade. Up to a total size of 40 slots. Once per tier, so you'll have to get to tier 5 before you can max out any force pack. Serios. Nu realizez. Bun, dar hai să vedem. Deci 40 de sloturi, a zis, maxim, da? Aici am 2, 4, 6, 8, 9, ori 3, 2, 7. Cât are un cufăr din ăsta dublu? 2, 3, 4, 5, 6. 6, 1, 54, zic bine? Cred că zic bine. Deci e mai mic decât un cufăr dublu. Da. Și eu, din câte mi-au aminte, știu că un un ăsta dublu e mult mai mare. Hai să te bag aici, că acolo nu mai am loc. Eu parcă mi-aduc aminte că ăsta este cât un cufăr dublu. Ok. Băi, că nu le pot băga pe astea mici în ăla mare. Da, hai să... Puii mei.
O să avem o să avem cufere în cufere în cufere. Bă. Mitica. Ia vină toată în coacă, mă edită unul aici. Să bagă în seamă. Ia tu-te, tată, tu pe asta. Așa, așa. Dă-i, dă-i. Dă-i să știe de frică, Mitica. Dă-i, tată. Tu câtă viață mai ai, vai de capul tău. Dă-i totul fără milă, Daniel, rupel. Dă-i. Nu lăsa să se ducă în apă. Schelet. Bravo, Mitica, bravo. Wow, leu, cât scheleții lume. Hai ne băgăm înapoi în casă. Nu vrei tu, Mitica? Așa, și dacă tot suntem noi în casă, ia stai tu cu mintea acolo jos, prin podea, să se vadă doar capul. Ne rădești, mă, băiatule, mă. Așa. Nu mai știu ce vreau să facem. Vreau să facem upgrade aici, zic bine? Cred că zic bine. Deci ăsta este nivelul 2 în momentul de față. Ce rapid s-a făcut. Așa. Și... pot să-i mai fac un upgrade? Are 24 de sloturi acum, ok. Ce-am cum? Nu, așa, aici. Ia să vedem cum arată cu încă un upgrade, dacă mă lasă. Mă lași, mă? Nu mă mai las. Ok, deci trebuie să upgradăm cartea în sine. Nasol. You probably shouldn't eat this, just jam it on a sword. Perfect timepiece. It appears to be some sort of dust left behind by a flask. Ce? Mamă, n-am închis să fac upgrade-urile astea, că mă irită. Zi-mă tu, Mitica, mă. Zi-mă tu, mă. Ce oameni mă râz, mă. Bine, mă, deci... aci... fii atent, nu că facem acum, mă. Cum să facem? Lăsați-mă să-mi văd puțin de inventar și... aoleu, dar de fapt stați așa că trebuie să încheiem episodul. Bă, Mitica, hai să le zicem la lume, papa, bă. Deci, dragii mei, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Îi urăm un bun venit lui Mitica ăsta al nostru. Mă, data pe el, uite-mă la el, mă. Uite-mă că are trei ochi în centru feței, mă. E ăsta, e al treilea. Aoleu, aoleu. Se descheletele la noi. Uite-o! Fii atent că s-a dat scheletele la noi. Du-te, Mitica, du-te, tată. Du-te, dă-i. Dă-i să-i ajungă. Așa, Mitica, așa. Dă-i. Dă-i. Rubel, dă-i cu flame. Bravo, bravo. Tu câtă viață mai ai, mă? Ioi, că te descurci. Te descurci. Bravo, tati. Da. Vă mulțumesc pentru atenția acordată încă o dată. Nu uitați să ridicați o mânuță sau să lăsați un comentariu. Bună seara, București! Bună seara, București! Ce? Bă, Mitica! Mitica, apără-mă! Apără-mă! Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare! Mă aperi? Dă-i, Mitica, rupel! Îl bătuși, mă! Așa, așa, așa! Du-i! Tu-l, drocu! Du-s-o dau și un el! Dă-i cu un knockback, Mitica, dă-i cu un knockback. N-ai. Nu! Am dat în Mitica. Ah, slavă cerului, ok.